Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Lucia Roșca și vă invit la jurnal. Crimă fără precedent în raionul Șoldănești. Un bărbat și-a înjunghiat mama și a incendiat casa părintească. Doamnelor, domnilor, bună seara și Hristos a înviat. Pentru început să urmărim titlurile acestei ediții. Cornel Bodgros luat la pumni chiar la nunta fiicei ministrului culturii Boris Focșa. Din ce cauză a fost bătut artistul, vă spunem imediat în jurnal. Un bărbat a căzut de la etajul 7, dar a rămas viu ca prin minune. Tânărul efectua lucrări de reparație la un geam, dar s-a rupt funia și el a căzut pe o anexă de la primul etaj. Vladimir Voronin, atenționat de europeni, criticat dur pe președintele PCRM pentru că i-a numit pe homosexual. Minune, un tânăr de 25 de ani a rămas în viață după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuit. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul ore 19. În continuare vă invit să urmăriți filmul 7 suflete. Cele bune! За семь дней Бог создал этот мир. За семь секунд я разрушил свой. Are un secret. Trebuie să aleagă șapte străini. Trebuie să schimbe șapte vieți. O singură șansă. Объясни, в чем дело? Нельзя играть с чужой жизнью. Fără cale de întoarcere. Почему она решила, что вы бог? Оставьте меня в покое. Не хочу больше обманывать тебя. Уилл Смит. Шапте суфлете. Астез, de la ora 19:30, la Cinemateca de Weekend.